Carambol pe o stradă din capitală, patru mașini s-au ciocnit în lanț după ce un taximetrist a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. În urma impactului, șoferul de pe taxi a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital. Pasagerul acestuia, care s-a ales cu o sperietură zdravănă, susține că șoferul avea un comportament ciudat și conducea haotic. Poliția urmează să stabilească circumstanțele. Accidentul s-a produs pe strada Albișoara din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit șoferilor implicați în accident, taximetristul a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens și a lovit frontal cheia. Șoferul automobilului Kia susține că circula regulamentar, iar la un moment dat s-a trezit cu taxiul în față. Mergem unul după altul și mașina s-a dus înainte. Când au văzut pista, el merge drept înspre mine. Nici n-am reușit să frânez sau chiar mergem la 10 pe oră și el a intrat în mine. Mașina acestuia a fost proiectată într-un Infiniti condus de această tânără care a tras o sperietură zdravănă. Brusc! Eu așteptam la semafor, de fapt era rândul tot cu mașini plin. Nu pot să dau mai multe detalii. A patra mașină care a fost avariată este un Audi. În urma impactului, taximetristul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital. Acest tânăr era pasager în taxi. El spune că șoferul se comporta ciudat și conducea haotic. Era anume fața, cum el mergea, fața lui, cum se comporta, se oprea, punea mâna pe volan, neclar cum, adică era suspect tare. Au fost lovituri destul de puternică, dar am scăpat ușor. E cel mai probabil că era bat. El a dormit puțin mai încolo. Cazul a fost înregistrat la poliție. Acum oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!